Bună ziua! Invitatul interviurilor PS News de astăzi este domnul Sebastian Burduja, fondatorul și președintele PACT. Bună ziua, domnule Burduja! Bine ați venit la noi! Bine v-am regăsit și mulțumesc pentru invitație! Cu mare drag întotdeauna! Domnule Burduja, de ce credeți că genul acesta de mișcări, precum PACT și chiar USR, au o existență efemeră? De ce se sting așa de repede? Bun, la nivelul societății românești se resimte clar nevoia de nou, nevoia de reprezentare politică autentică, pe bune, din partea unor oameni corecți, din partea unor oameni competenți. Întrebarea e bună, de ce nu se pot coagula mișcări de astfel de oameni în alternative reale? Păi, pe de o parte, pentru că oamenii buni sunt foarte greu de convins să intre în politică. Ne plângem toată ziua de starea de fapt din România, stăm pe margine, comentăm, dar atunci când vine vorba să ne asumăm ceva și să venim cu un proiect, să venim cu implicarea aceasta într-o arenă foarte murdară, foarte puțină lume își asumă și acest pas. Apoi mai există problema asta a dorinței de a reuși într-un timp foarte scurt, care pe noi nu ne-a caracterizat, pe alții i-a caracterizat. USR-ul, să o recunoaștem, a venit peste noapte. Gândiți-vă că acum un an, august, nu știu dacă se vehiculase ideea de USR, probabil abia a început să se vehiculeze. Până la locale nimeni n-a știut că va apărea USR. Ori să vrei să construiești un partid care să-și pună niște reprezentanți corecți în Parlament în câteva luni de zile, e foarte complicat. Și atunci riști să eșuezi. Ceea ce cred că se întâmplă zilele astea, în tot felul de dezbateri interne, sterile, mai puțin sterile, oricum dezamăgești foarte mult electoratul pe care l-ai convins poate la un moment dat sau cel puțin și-a pus speranța în tine că după 27 de ani în care au fost mințiți, iau-te, a venit altcineva, fețe noi, acum ai cu cine. Deci și graba strică foarte tare în zona asta politică. Noi ca PACT am luat-o încet, metodic, procedură cu procedură, om cu om, sat cu sat, oraș cu oraș. Și așa o să mergem înainte și de acum încolo. Dar, din punctul dumneavoastră de vedere, care credeți că este soluția salvatoare a tinerei generații? În soluții salvatoare nu mai crede nimeni. Nici măcar eu și nici în lideri salvatori. Trebuie să ne unim cu toții ca o națiune, nu ca o populație, cum se mai spune, să avem un proiect clar de țară. Noi avem un proiect la PACT. Și este simplu, ca într-o generație să fim la media Uniunii Europene, pe tot ceea ce înseamnă sănătate, educație, infrastructură și așa mai departe. Ce ne puteți spune despre platforma pe care dumneavoastră ați fondat-o? Care sunt principalele obiective pe care intenționați să le atingeți? Ne spunem că PACT e singurul partid, singura platformă civică și politică asumată de centrul dreapta. Veți regăsi, oricine intră pe pactpentrounia.ro vede principiile noastre, viziunea, misiunea, obiective, măsuri concrete și nu sunt măsuri așa scoase din joben că ne-a plăcut nouă un anumit subiect sau ne-a venit o idee creață. Sunt măsuri care au reușit dintr-o dezbatere permanentă cu oamenii, la firul ierbii, în comunități și sigur și în comisiile noastre de expertiză. Avem un program politic, cred că e cel mai complex de pe piață, o spun fără lipsă de modestie și sunt oricând gata să argumentez și să compar cu ce avem la celelalte partide existente și în zona de dreapta și în zona de stânga. Noi așa am început. Oameni, idei, sunt partide din România, nu mai au idei. Ne uităm la toate institutele care operează pe lângă tot felul de partide și vedem că sunt de formă. Acolo nu se întâmplă nimic, nu e un spațiu viu în care se comentează, în care se propune. Sunt pur și simplu instituții golite de sens și de conținut. Pe de altă parte, partidele vechi au o mare problemă în a atrage oameni. Multă lume a venit înspre noi tocmai pentru că nu și-a găsit locul într-un PNL sau, mă rog, la PSD nici nu mai spune problema, pentru că noi suntem de dreapta și atunci publicul de stânga nu vine neapărat înspre PACT. Deci, toate aceste mecanisme interne din partidele vechi, modul în care se recrutează oamenii, modul în care sunt promovați, modul în care se dezbat idei, sunt compromise. În ziua de azi, de asta nu avem politică în România, pentru că, de fapt, mecanismele interne ale partidelor politice nu funcționează. Ce doriți să schimbați în mod esențial? Prioritățile României
În primul rând, educație. Noi spunem că România pe bune începe cu școala pe bune. Nu poți să ai o țară dezvoltată, o spun toți economiștii și toți mari cercetători acestor fenomene, nu poți să ai o țară dezvoltată fără o educație pe bune. Da. Noi suntem blocați în școala comunistă. Deci după ce două mari transformări de sistem, Spirul Haret și Partidul Comunist Român, școala română n-a mai trecut printr-un proces de transformare. Nimeni n-a venit să spună ce învață copiii noștri. Îi învățăm să gândească sau să memoreze? Îi învățăm să aleagă sau le impunem materii și ținem în școli ore în șir, dar fără un rezultat? Și am ajuns azi să avem aproape unul din doi copii de liceu analfabet funcțional. Citesc un text și nu înțeleg ce citesc. De asta, că nimeni nu s-a preocupat și atunci când s-a schimbat prost, prea mult și de fapt nu s-a schimbat nimic de substanță în școala românească. Și aici câteva măsuri mai concrete, poate, nu? Una dintre ele ar fi un sistem clar de recompensarea profesorilor performanți. Avem în continuare sistemul titularizării în învățământul preuniversitar. Acest sistem blochează pe niște posturi de titulari oameni complet nepregătiți. Nu generalizez, sunt dascăli extraordinari în România, dar acei dascăli extraordinari pot odată la 4 ani, deci după un ciclu, după o generație, să susțină un examen și își păstrează postul. Dar de ce să țin ca profesor titular de limba engleză, un om care habar n-are limba engleză și nu știe nici măcar să spună bună dimineață? Ăsta e sistemul în care ne zbatem acum. Într-adevăr. Și despre care nu vorbește nimeni, apropo, pentru că partidele nu vor să piardă voturi. Asta e cealaltă mare problemă cu partidele de toate felurile, și mai noi și mai vechi. Vor să se duc după voturi. Și partidele noi, vedem în cazul USR-ului, de ce crezi că nu și-a asumat o poziționare clară stânga-dreapta? Ca să nu piardă voturi. Dar oamenii s-au săturat de partide care nu mai vor să piardă voturi și vor partide care au idei și care au o poziție clară. Vor să facă ceva. A, B, C. Asta vrem să facem, asta vom face. Și totodată promisiuni susținute. Corect. Promisiuni susținute, oameni în spatele lor, oameni competenți care vezi că se pricep la ceva, au făcut ceva în viață până acum și nu doar politică și așa mai departe. Dumneavoastră, anul trecut ați candidat independent la Camera Deputaților din partea județului Neamț. Ce ne puteți spune despre scorul obținut în urma alegerilor în raport cu așteptările dumneavoastră? Eu vă pot spune că în ziua de după alegeri m-a sunat managerul de campanie al unui mare partid din România și mi-a spus că am obținut cel mai important rezultat din toată țara. Și să vă spun, mă rog, argumentele lui, dacă nu mă poate acuza nimeni de lipsă de modestie. Sunt 7.000 de nemțeni care au votat un candidat independent. Vreau să spun că județul Neamț este probabil cel mai sărac județ din România. După nivelul mediu al salariilor, este cel mai sărac județ. Este județul din care au plecat cei mai mulți români afară la lucru. Deci aproape 68.000 sunt plecați pe bune afară, deci n-au votat legile parlamentare și erau în publicul nostru țintă, și vreo 70.000 numai au rămas. Deci raportul e aproape 1-1. Este un județ foarte rural, 65% rural. Este un județ în care PSD-ul a rupt și la aceste ultimele alegeri. Și este un județ în care probabil unul din trei oameni cu care noi interacționam ne întrebau ce e aia un candidat independent. Deci nu se mai văzuse la nivelul județului Neamț, la nivelul întregului județ, mai ales în mediul rural, o candidatură independentă. Și aveam schimburi de genul ăsta. Sunt Sebastian Murgea, candidez independent. Din partea cărui partid? Nu independent. Iar soluția candidaturilor independente, că și aici e o discuție, a venit din faptul că noi, ca pact, un partid nou, o platformă nouă, nu am putut strânge aceste 180.000 de semnături, așa cum cere legea românească. Suntem la început de drum, ne-am asumat lucrul ăsta și am mers cu candidații independenți. Sunt foarte curios dacă partidele noi care abia au intrat în Parlament și care și-au asumat că vor schimba legislația electorală o să se țină de cuvânt. Sau acum că sunt în interiorul arenei, închid porțile celorlalți care ar putea să le facă concurență. O să vedem ce se va întâmpla. Ce șanse considerați că mai are acum dreapta să se coaguleze în fața unui PSD cu aspect de monolit? În acest moment. Dreapta este condamnată să se coaguleze sau condamnă România la decenii de sărăcie, de ipocrizie, de populism și de incompetență. Că asta e rețeta PSD-ului și nu e de ieri de azi.
Incapacitatea dreptei de a se coagula a dus, de fapt, la dezastrul care se întâmplă de la alegeri încoace. De la Ordonanța 13, de la Programul Național de Dezvoltare Locală, de la lipsa investițiilor, de la lipsa atragerii de fonduri europene și așa mai departe. N-ar trebui să fim în acest dezastru și vina aparține dreptei. Că, sigur, PSD-ul lăsat singur e bucuros să guverneze liniștit. N-avem o opoziție în România, sunt câteva voci, dar sunt mult prea puține și singura șansă a dreptei este să se coaguleze, dar să se coaguleze asumat. Adică astea sunt principiile noastre, ăsta e programul nostru de guvernare. Vin două momente importante în care această dreaptă ar trebui să vină și cu soluții. Avem 100 de ani, centenarul, cum vedem următoarea 100 de ani pentru România, astea sunt direcțiile noastre, și avem președinția Consiliului Uniunii Europene. Un moment 2019. Foarte important. Iarăși, cum, care va fi aportul României? Noi cu ce venim la masă acolo? Iarăși, dreapta trebuie să vină cu aceste idei și pe baza acestor idei să se coaguleze și în 2019 și 2020 să câștige prezidențiale, locale și parlamentare. Și europarlamentare, sigur. Dumneavoastră, după această experiență de la alegerile parlamentare, vă mai gândiți să fiți activ pe plan politic? Da, eu sunt un om bolnav de România și mi-asum chestia asta, pentru că multă lume mi-a spus și la revenirea în țară că sunt nebun. Sau mi-a spus cineva că e bine că sunt nebuni care revin, că sunt destui nebuni care au ales să rămână. Vedeți, nu e simplu să faci genul ăsta de alegeri. Vorbeam de cât de mizerabilă e politica românească, vorbeam de scepticismul firesc de multe ori al oamenilor, atât de mult înșelați pe parcursul acestor 27 de ani. Cea mai importantă lecție de viață din toată viața mea a fost campania de la Neamț, unde timp de 3 luni și ceva am stat dimineața la 7 dimineața până noaptea la 12 în stradă de vorbă cu oamenii. Și am vorbit probabil cu 50.000 de români, de nemțeni. Și am înțeles că nu e vina noastră, nu e vina lor, că am ajuns într-un stadiu în care nu ne mai interesează, în care nu mai credem în că nimic bun se poate întâmpla aici. Și întrebam oamenii, și chiar nu se poate schimba situația în România? Nu. Nu se mai poate face nimic? Nimic. Și care e soluția? Păi să plecăm. Ori într-o astfel de societate să vii să încerci să schimbi ceva e cu adevărat cel mai greu lucru pe care poți să ți-l propui. Eu mi-aș dori să fim mai mulți care își asumă lucrul ăsta și care spun așa nu se mai poate, hai să facem ceva. Hai să-i trezim pe oameni din amorțeala asta, pentru că oamenii care renunță, le fac jocul tot celor care i-au condus și i-au adus în starea asta de până acum. Deci eu nu renunț. E o luptă asumată. Vă spuneam că poate sunt bolnav sau nebun după România. Când și închei cu anecdotă, când a fost vorba să vin în România după niște ani buni de Statele Unite ale Americii, mă tot plângeam că nu, cum să spun, mă rog, implica niște schimbări în viață. De la nivelul salarial până la oportunitățile profesionale, personale. Soția e americancă, avem o fetiță mică de 2 ani, la vremea respectivă avem mai puțin de un an, deci niște dificultăți în a ne muta. Dar mi-am amintit de ce mi-a spus bunicul meu ultimele lui cuvinte, practic, și a fost exact schimbul ăsta de replici. Visul lui era să revină acasă. El când s-a dus, eu eram încă în America și în ultima noastră conversație asta a fost schimbul de replici. Eu îi spuneam că nu pot să mă întorc și el mi-a spus aceste cuvinte. În viață, să nu faci ceea ce poți, să faci ceea ce trebuie. Și după asta am simțit că trebuie să revin. Mi-a luat 3 ani să mă întorc acasă, să reglez toate treburile în America, dar am făcut-o. Și sper ca românii să facă ceea ce trebuie, milioanele de români să facă ceea ce trebuie și să se implice, măcar să iasă la vot. Eu mi-aș dori ca foarte mulți dintre ei să candideze, să-și asume un proiect politic. Asta vreau să fac, ăsta sunt eu, pot să fac mai bine pentru satul meu, pentru orașul meu decât cei care m-au condus până acum. Votați-mă sau aveți o variantă acum. Dar dacă nu se implică să candideze, măcar să iasă la vot. Ce intenționați să faceți pe viitor, acum că sunteți în România?
Am acest proiect politic PACT și alături de toți colegii mei merg înainte. E un proiect de suflet, e un proiect care a atins 50.000 de simpatizanți, e un proiect la care o să construim cu foarte, foarte multă răbdare și atenție. Exact, întorcându-mă la ce spuneam la început, noi nu ne grăbim. Vrem să facem lucrurile ca la carte, am plecat de la idei, adunăm oameni în jurul lor și vom reuși să ne extindem la nivelul întregii țări. Acum suntem în jumătate dintre județele țării, până la finalul anului viitor, cel puțin sigur vom fi în toată țara. Dincolo de proiectul PACT, am o pasiune legată de dezvoltarea economică a României. Vreau să simt că aici se întâmplă lucruri, că aici vin firme puternice, că aici se creează locuri de muncă, că aici nu mai stăm pe 2 lei peste program și că oamenii au oportunități. Așa că din grupul frumos de oameni care în 2008 a lansat Liga Studenților Români în Străinătate și a creat cea mai mare organizație românească în străinătate, civică, astăzi 13.000 de membri și în peste 40 de țări, deci din acel nucleu am pornit un proiect de promovare a României și de atragerea investitorilor străini și de sprijinirea investitorilor români să iasă pe piețe externe. Se numește Rise Consortium, avem reprezentanți în 30 ceva de țări în prezent. E o rețea de investiții dedicată dezvoltării României. Deci vrem să aducem investitori de pe piețe străine acasă și nu e vorba doar de piețe clasice, Statele Unite, prioritate zero, Europa de vest la fel, dar și piețe mai exotice, Australia, America Latină și chiar Rusia, dacă se poate, China și alte state care, dacă e în interesul strategic al României, este bine să le aducem ca investitori. Dumneavoastră, în calitate de cofondator și președinte de onoare al, că tot ați amintit, al Ligii Studenților Români din Străinătate, cum vedeți starea actuală a educației românești? De ce credeți că tot mai mulți tineri aleg să părăsească România? Răspuns... Și cum putem să-i aducem acasă? Da, ați lăsat întrebarea mai grea la urmă. Răspunsul la întrebarea de ce părăsesc tinerii România ni-l dau chiar ei în fiecare zi. În fiecare zi primesc mesaje în care sunt întrebat cum am reușit să ajung la Stanford sau la Harvard, să studiez în Statele Unite, sau cum poate Liga să-i ajute pe acești tineri să plece. Și un sentiment foarte dureros. E cel mai bun semn că în România lucrurile nu merg cum trebuie. Atunci când oamenii îți pleacă, trebuie să spui întrebarea unde greșesc. România, puțină lume știe, eu am mai spus lucrul ăsta, e a doua țară din lume ca rata migrației externe. Deci oameni care pleacă, prima țară din lume e Siria. Știm cu toții Siria în mijlocul unui război, e firesc să emigreze foarte mulți sirieni. Dar de ce suntem a doua țară din lume pentru că emigrează atât de mulți români? E clar că ceva nu se întâmplă cum trebuie. Bine, în România, tinerii pleacă pentru că văd că asta e singura lor șansă, vă spuneam de răspunsurile de la neamț, care e singura șansă? Să plecăm de aici, să scăpăm de aici și pleacă oriunde. Știu N cazuri de tineri care în condiții foarte grele au plecat, de exemplu în țările nordice, în Danemarca, de pildă, nu se plătește școala, este gratuită pentru cetățenii europene, dar lucrează noaptea, inclusiv ca îngrijitori sau personal de serviciu, da, la curățenie, la munca de jos, sau spălat de vase în restaurante, ca să poată să se susțină, să trăiască acolo, să facă o școală mai bună în Danemarca și să aibă oportunități după aceea. De asta pleacă tinerii. M-ați întrebat despre educație, v-am răspuns cumva și înainte. E blocată în paradigma comunistă. Școala românească nu mai produce oameni competenți și competitivi la nivel global. Generalizez, sigur, avem vârfurile noastre, știm cu toții, avem olimpici, suntem foarte mândri de ei, dar încă o dată, 40% dintre copiii de liceu sunt analfabeți funcționali. Nu mă încălzește, sincer, că avem 30, 50, 100 sau 300 de olimpici într-un an la nivel internațional, pentru că îmi dau seama că forța de muncă, oamenii care o să ne plătească și nouă pensie la un moment dat sau și dumneavoastră, nu sunt pregătiți să fie competitivi pe piața muncii. Nu au acumulat aceste abilități de bază în sistemul educațional românesc. Vă spuneam, eliminarea titularizării este o soluție despre care nu vorbește nimeni pentru că pierde voturi. Infrastructura școlară din România trebuie urgent dezvoltată.
avem fonduri europene, habar n-avem să le folosim, sunt școli care zac așa cum este școala din Făstât, județul Vaslui, un caz celebru, zace de peste 10 ani, copiii învață într-un grajd pentru că școala și îngheață iarna pentru că școala nu poate fi reabilitată de autoritățile locale. Deștitorizare, infrastructură, remunerarea corectă a profesorilor. Ok, vrei performanță? Dai un examen de titularizare sau, mă rog, de performanță, de evaluare din 4 în 4 ani, dar plătește-mă pe măsură. Noi spunem 1000 de euro brut în loc de 1000 de lei net, ca idee, iarăși ca principiu. Sunt foarte multe lucruri de făcut. Cum vedeți România după încă un sfert de veac de acum înainte? Pot să vă răspund cum aș vrea să o văd. Sau cum ați vrea să o vedeți. Pentru că eu sunt un optimist și mă uit la totuși capacitatea românilor în momente foarte grele ale istoriei noastre. Sărbătorim acum 100 de ani de la luptele de la Mărășești, Mărăști, Oituz. A devenit cumva derizorie ideea asta de a ne aminti de istoria noastră. Eu refuz să fac lucrul ăsta, să iau în derâdere ce s-a întâmplat atunci sau să relativizez, să spun că, mă rog, și atunci era corupție sau și atunci eram conduși de niște incompetenți și de niște... Nu la același nivel. Dar... Nu la același nivel și, cum să zic, istoria întotdeauna are și părți bune și părți mai puțin bune. În toți anii de Statele Unite ale Americii în care am stat acolo, am învățat cât de important este să-ți respecți ceea ce au făcut înaintașii tăi. Și să-ți dai seama că fără sacrificiul lor noi nu eram astăzi aici. Punct. Au fost mai buni, mai răi, nu știu. Istoria decide până la urmă în funcție și de ceea ce facem noi. Dar trebuie să o respectăm și am încredere în poporul român, vă spuneam că în momentele grele știe ce să facă. Are tăria asta de a spune pe aici nu se trece, de a acționa, de a se ridica. Văd nu doar români care pleacă, văd și foarte mulți români în diaspora care vor să se întoarcă. Realmente au dorința de a reveni acasă, de a porni o afacere aici, de a-și utiliza relațiile de afară sau capitalul pe care poate l-au acumulat prin munca lor în dezvoltarea unei afaceri în România sau în sprijinirea unei afaceri existente în țară. Deci semne bune există. Eu mi-aș dori să văd o țară pur și simplu respirabilă, în care se poate respira în 25 de ani și revin ca să dau un indicator concret este dacă tot vrem o țară ca afară, haideți să facem o Românie așa cum e ea la media Uniunii Europene. Da? Deci într-o generație, 25 de ani, vreau să mă uit la fiecare domeniu important din țara asta și în orice țară, încă o dată, educație, sănătate, infrastructură, telecomunicații, economie, industrie, agricultură și așa mai departe. Și vreau să spun că pe acel indicator suntem cel puțin la nivelul mediu al Uniunii Europene. Și nu-i puțin lucru. De exemplu, România astăzi este ultima în Europeană pe o grămadă de indicatori. Simpli de înțeles. Cultură. Zilele trecute citeam, suntem ultima țară, bineînțeles, cheltuim cel mai puțin raportat la buget pe cultură, în jur de 100 de euro, 99 de euro dacă nu mă înșel. Media Uniunii Europene este de 300 de euro, deci de 3 ori mai mult. La fel, sănătate. Copiii sub un an. Mortalitatea infantilă în România este de 3 ori mai mare decât media Uniunii Europene. Deci de 3 ori mai mulți copii sub un an mor în țara asta decât media Uniunii Europene. E o problemă aici. Pentru că, iarăși, ne comparăm cu media, nu cu liderii, nu știu, Germania, Franța sau mai știu eu, alte țări în Europeană. Iar acești indicatori, infrastructură, kilometri de autostrăzi, număr de zile necesare înființării unei firme, numărul de taxe, posibilitatea accesării online a unor servicii, extindeți analiza asta sau acest proiect de țară, dacă vreți să-i spuneți, la orice domeniu la care vă puteți gândi și haideți să ne facem din asta un obiectiv. Și dacă la finalul acestor 25 de ani, în care poate generația noastră va spune e timpul să vină alții mai buni din urmă, măcar să-i lăsăm pe ei la media Uniunii Europene. Domnule Burdușa, vă mulțumesc frumos pentru prezența în studioul nostru. Și eu vă mulțumesc. Vă mai așteptăm cu drag pe la noi.
Cu Și mult drag, vă doresc oricând. mult succes în realizarea proiectelor. Mulțumesc mult și o vară plăcută în continuare. Mulțumesc asemenea.